1944 a fost un an în care filmele de război nu au mai captat atenția membrilor jurului de la Oscar. Războiul aproape se încheiase și producțiile reveniseră la subiecte normale. Astfel, producții precum Going My Way, Merg pe drumul meu, al lui Leo McCarey, Wilson, al lui Henry King și Gaslight, Lumină de gaz, al lui George Cukor, au întrunit sufragiile atât ale membrilor Academiei cât și ale publicului. Laura de Otto Preminger și None But the Lonely Heart, Inima singuratică de Clifford Odets, au primit și acestea premii importante și totuși aceste producții nu erau chiar cele mai valoroase pentru că mai apăruseră Woman in the Window, Femeia din vitrină de Fritz Lang, An American Romance sau Double Indemnity, Dublă recompensă. Going My Way avea să cucerească numai puțin de 7 statuete, cel mai bun film, cel mai bun regizor, actor în rol principal, Ben Crosby, actor în rol secundar, Barry Fitzgerald, idee originală, scenariu și muzică. Filmul prezenta o poveste moral creștină, iar prestația lui Ben Crosby, cunoscut mai mult ca și cântăreț, a fost extraordinară. Cel de-al doilea film, foarte apreciat de juriu, a fost Wilson, o producție despre viața președintelui Thomas Woodrow Wilson, interpretat de Alexander Knox. Wilson a cucerit 5 premii pentru scenariu original, imagine color, scenografie, color, coloană sonoră și montaj. Pentru prima dată apare pe firmamentul Oscarului Ingrid Bergman, care joacă în drama psihologică Lumină de gaz, unde l-are partener pe Charles Boyer. Bergman avea să le învingă în cursa pentru cea mai bună actriță pe Barbara Stanwyck, care jucase în Double Indemnity, Greer Garson pentru rolul din Mrs. Parkington, Bette Davis pentru rolul din Mrs. Ertington, Claudette Colbert pentru Since You Went Away. Lumina de gaz a mai obținut 2 Oscaruri pentru scenografie și pentru decorațiuni interioare. Senzație a făcut copilul de 7 ani, Margaret O'Brien, care a fost răsplătită cu Oscar special pentru rolul din muzicalul lui Vincente Minnelli, Meet Me in St. Louis. Ne întoarcem acum la Ben Crosby. El a fost cunoscut în special ca un cântăreț faimos. A apărut prima oară pe ecrane la 25 de ani în 1929 în filmul 2 plus 4. Până în 1944 apare în special în filme muzicale, precum Ea nu mă iubește, Creatorul de stele, realizat în 1935, și Dansatoarea din Singapore, unde a avut partener pe Dorothy Lamour și James Coburn. Rolul din Merg pe drumul meu, pentru care a fost răsplătit cu Oscar, l-a transformat într-o vedetă a cinematografiei. El interpretează în această producție rolul unui pastor tânăr nonconformist. A urmat pentru Bing Crosby apoi roluri excelente în filmele ca și Clopotele din St. Mary, în Alta societate, realizat în 1956, unde avea partener pe Grace Kelly, Frank Sinatra și Louis Armstrong, Pepe, realizat în 1961, sau Diligența, un remake al filmului din 1935, realizat în 1967. A continuat să fie activ până la moartea sa, survenită în 1977. Merită să spunem câteva cuvinte și despre Ethel Barrymore, câștigătoarea Oscarului pentru rol secundar, pentru rolul din producția Inima singuratică. Sora celebrilor John și Leonard Barrymore, Ethel a fost o mare vedetă a filmului mut. Odată cu apariția filmului vorbit, Ethel dispare, dar revine în prim plan în 1944 cu rolul din Inima singuratică. După acest mare succes, Ethel mai este distribuită în producții precum Castle Paradine, realizat în 1947 al lui Hitchcock, unde are parteneri pe Alida Valli și Gregory Peck, sau cu Inima tânără, în care le va da replica lui Frank Sinatra și Doris Day. Aceasta a fost ediția dedicată Oscarurilor din 1944. Ediția viitoare va fi dedicată în exclusivitate uneia dintre cele mai mari actrițe din istoria cinematografului, Ingrid Bergman, câștigătoarea Oscarului pentru rol principal pentru rolul din Lumina de gaz. Până atunci, numai bine!